Astăzi aș vrea să vorbim despre puterea rugăciunii. Sunt atât de entuziasmat să vorbesc despre acest subiect pentru că exact în acest loc am învățat puterea rugăciunii. La începutul vieții mele de credință veneam în acest loc, în fața acestui copac bătrân și chiar aici lângă lac, mă rugam și căutam fața lui Dumnezeu. Veneam împreună cu niște prieteni exact în această zonă a orașului și ne împărțeam locurile de rugăciune. Iar eu veneam aici. Exact aici am învățat puterea rugăciunii. În acest loc am început să visesc că mă voi duce să predic în toată lumea. Din ziua aceea până acum am fost în peste 80 de țări și au trecut 55 de ani de când am început să vin în acest loc iar Dumnezeu a lucrat într-un mod măreț în viața mea. Apostolul Pavel a scris către biserica din Efes în Efesen, capitolul 3 că își dorește din toată inima ca efesenii să cunoască dragostea lui Dumnezeu și să a ruga pentru ei ca să cunoască cât de măreț este Dumnezeu și să știe că el poate să facă nespus mai mult decât pot creștinii să ceară sau să gândească să ceară. Oricâte lucruri mărețe am putea să-i cerem lui Dumnezeu, el este în stare să facă nespus mai mult decât am putea noi să ne gândim să cerem în inimile noastre. Când am venit aici, acum 55 de ani, și m-am rugat m-am rugat ca într-o zi Dumnezeu să-mi dea privilegiul să duc Evanghelia până la marginile pământului și acesta a fost un vis măreț. Acest vis a fost dincolo de ce mi-am putut imagina eu vreodată. Eram doar un tânăr fără bani și care nu avea prea multe să-i ofere lui Dumnezeu, dar i-am dăruit tot ce am avut. Veneam aici, mă rugam și căutam fața lui Dumnezeu și tot el aici a flăcărat acest vis în inima mea. Și iată, astăzi sunt aici după 55 de ani, mărturisind că Dumnezeu a făcut nespus mai mult decât am visat sau mi-am imaginat eu vreodată, până acolo că am ajuns chiar să predic un mesaj istoric pe un stadion din Timișoara, imediat după ce a avut loc Revoluția în România. Apoi am fost în Siberia, Ucraina și în toate fostele țări comuniste din Europa de Est, unde am predicat Evanghelia pe stadioane. În acea perioadă, Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Apoi am mers în Africa, în Burundi, în mijlocul unui război civil și am văzut oameni care se războiau între ei venind împreună și în îngenunchind pe stadioane după ce am predicat Evanghelia. De ce am spus toate acestea? Pentru a vă arăta că Dumnezeu a făcut nespus mai mult decât am cerut sau m-am gândit eu să cer vreodată. El a făcut lucruri mărețe. Aceasta este puterea rugăciunii. Acum te rog, caută fața lui. Ai nevoie să-l cauți pe Dumnezeu. Eu am nevoie să-l caut pe Dumnezeu. Noi toți avem nevoie să-l căutăm pe Domnul, ca să trimit o trezire în generația noastră. Așa că haide să ne rugăm ca să vedem puterea sa.